Bună, bine ați venit, bine ați revenit pe acest canal parfumat. Astăzi vorbim despre parfumuri acvatice. Continuăm seria aceasta cu parfumuri de vară. Am făcut și parfumurile sărate, sper că ați văzut clipul acela. Și vorbim despre parfumuri acvatice. O să vă spun și ce îmi place foarte mult, ce vă recomand, ce nu prea am purtat anul acesta, însă au fost parfumuri care anul trecut mi-au plăcut foarte mult și le-am purtat mai mult, dar vedeți că preferințele se schimbă de la un an la altul. Oricum sunt parfumuri care rămân în colecția mea pentru că, după cum vă spuneam, preferințele se schimbă și poate că la anul o să le caut. Însă am avut altele, am unele noi și m-am axat mai mult pe ele, dar haideți să discutăm despre favoritul meu, care este Acqua di Gioia de la Giorgio Armani. Aici avem așa, lămâie, mentă, iasomie de apă și cred că aceasta îi dă izul acela acvatic. Și în bază avem cedru de Virginia, labdanum franțuzesc și zahăr brun. Asta îmi place la parfumul acesta, că nu este doar un parfum apos și proaspăt, ci are și ceva dulce, are și ceva puternic, se transformă foarte frumos, îmi place cum evoluează parfumul acesta și se transformă și este foarte persistent. Mai am aici un strop din parfumul acesta și da, dacă vreți un parfum potrivit pentru vară, care să fie și citric, și acvatic, și dulce. Da, iese foarte bine în evidență iasomia asta de apă și dacă analizați parfumul o să detectați și voi asta. Este un parfum care merită să fie în colecție pentru că este unul dintre puținele parfumuri care persistă atât de bine vara. Bun parfum, vedeți că l-am consumat. Dar nu o să-l recumpăr pentru că imediat vă spun despre ce este vorba. Îl am pe Acqua di Gioia Eau de Toilette și o să mă bucur în continuare de acesta. Acqua di Gioia Eau Fresh are în deschidere citrice, aici avem și iasomie de apă și ceai și note de apă, deci este mult mai acvatic și mai fresh acesta, dar totuși, mi se pare că seamănă destul de bine cu Acqua di Gioia. Îmi plac ambele și seamănă, se simte și aici foarte bine iasomia aceasta. Ia să vedem. Da, miroase foarte bine. Are o deschidere atât de frumoasă și el. Da. Și este și el și dulce și acvatic. Foarte frumos. Dar da, este un pic mai apos. Se simte iasomia de apă, se simt florile. Dar din nou, cele două seamănă. Acum o să trec la Acqua di Gioia Eau Fresh. E numai bun și el pentru vară și el persistă foarte bine, foarte bine. Trecem la următorul pe care nu prea l-am purtat anul acesta. Este vorba despre Issey Miyake L'Odyssée, apă de toaletă. Scrie aici, eu am un tester, scrie pe el un parfum floral, proaspăt și lemnos. Și da, este și floral, este și proaspăt, este și lemnos. Dar este și acvatic, are lotus. O să vedeți că mai am aici parfumuri acvatice care au lotus și de aceea și sunt marketate ca fiind acvatice. Și avem și Lily of the Valley, cum îi zice, mărgăritar. Să știți că nu prea l-am purtat anul acesta. Parcă cumva a fost destul de greuț pentru mine, dar mi-a plăcut foarte mult anul trecut și v-am zis o să rămână în colecția mea, tocmai pentru că vreau să rămână la mine în colecție parfumul acesta, pentru că îl consider un parfum foarte bun, însă nu
m-a atras anul acesta. În vara aceasta am purtat foarte mult Acqua di Gioia și altele. Următorul parfum este L'Imperatrice 3 de la Dolce & Gabbana. El este trecut ca și floral acvatic. Eu aș putea să spun că este un fructat acvatic, un fructat apos. Miroase foarte bine, este un parfum vesel, un parfum apos, dar și dulce în același timp, fructat, se simte și rubarba. Cred că combinația asta de rubarbă și pepene este una, nu știu, adică nu miroase chiar a pepene, știu că toată lumea îl simte așa, doar că eu simt o combinație de apă, pepene și rubarbă, cumva un suc de fructe. Miroase bine, este potrivit pentru vară, este tineresc, este vesel, este frumos, perfect, perfect. În cazul în care nu vă plac parfumurile citrice și vreți ceva pentru vară care să fie și proaspăt, dar și dulce în același timp, dar să nu fie prea dulce, cum este acesta și apos, chiar este unul foarte, foarte frumos, îmi place și cum se dezvoltă. Vi-l recomand pe acesta pentru vară. Nu persistă el foarte, foarte bine, dar este un parfum ok. Un alt parfum care nu este marketat ca fiind acvatic, ci floral, este acest Curious de la Britney Spears. Este un parfum de vară proaspăt, are lotus, de aceea mă duce cu gândul la un parfum acvatic. Și nu mai știu exact cum miroase, nu l-am purtat anul acesta, însă îl țin în colecția mea. Avem aici în deschidere par, magnolie și lotus, în mijloc avem iasomie, tuberoză și ciclamă și în bază avem mosc, vanilie, lemne albe și santal. Îl simt cumva, v-am zis că pe mine lotusul acesta mă duce cu gândul la apă, de aceea l-am și pus în clipul acesta. Și la fel și sticluța mă duce cu gândul la apă, îl văd proaspăt, o floral, dulce și potrivit pentru vară. Este un parfum foarte frumos și simplu, dar cumva îmi place că este un alt fel de parfum de vedetă, îmi place și sticluța aceasta, îmi place culoarea, dar încă nu m-am bucurat așa cum trebuie de el. Avem aici Omnia Cristalin de la Bulgari și o să vedeți că Curious de la Britney Spears nu a fost marketat ca fiind acvatic, dar are lotus și acest Bulgari este floral acvatic, dar la fel nu are note de apă sau ceva, pur și simplu are acest lotus care da, este pus în notele de mijloc și este mai mult acvatic, se simte mai mult, însă și el este un parfum care pentru mine este mai mult moscat, un parfum curat, moscat, un mosc foarte frumos, de aceea îmi și place și hai să îl pulverizăm și pe el. Miroase foarte bine a lotus, a verde, avem aici în deschidere bambus și pară, un pic de tot dulce, în mijloc avem lotus, ceai și casia, în bază avem mosc, lemn de guaiac și mușchi. Dar pentru mine este un parfum care proaspăt, potrivit pentru vară, curat, curat la modul fresh și nu cremos sau pudrat și miroase foarte bine. Deci miroase foarte, foarte bine acesta. Foarte potrivit pentru vară, v-am zis, se simte bine de tot combinația asta de lotus și ceai, apoi apare moscul curat și relaxant, așa foarte plăcut. Următorul parfum este genul acela de parfum în care îți vine să faci baie doar dacă îți aduce amintiri, poate dacă suntem din aceeași generație și știți cum miroase frunza de tomată și ați copilărit la bunici, vă duceați în vacanță și erați de multe ori prin grădină. În cazul ăsta, da, este posibil să vrei să faci baie în acesta. Dacă nu, nu-l recomand blind pe acesta.
Pentru mine este un parfum nostalgic, este un parfum care mi-aduce amintiri din copilărie. Îmi place foarte mult frunza aceasta de tomată care și iese foarte bine în evidență. Este un parfum proaspăt, verde, are două tipuri de nufăr de apă, are și casii, are și citrice și multe flori. Și avem așa o bază cu lemn, cu piele, ambră și paciulii. Nu pot să spun că pielea o simt. Nu, știți că nu mă atrage atât de mult nota de piele, mai ales dacă iese foarte bine în evidență. Acesta rămâne totuși un parfum proaspăt, dar și puternic în același timp și mie îmi place cum miroase. Este un parfum pe care din când în când îl folosesc pentru că v-am zis, îmi aduce amintiri. Următorul parfum este unul accesibil și este vorba despre Davidoff Cool Water. Anul acesta nu pot să zic că am întins mâna după el, dar timpul nu este pierdut pentru că mai avem zile din astea în care o să murim de cald și este binevenit un parfum proaspăt. Cool Water anul trecut sau parcă anul trecut l-am descoperit eu, nu-l testasem până atunci, ca să vedeți. Are foarte multe flancări acest parfum, de nici nu le știu, adică nu cunosc decât unul, dar tot pe acesta îl văd mai bun. Cool Water, multe note, avem lotus, avem citrice, avem fructe, avem și nufăr și da, lotus avem și în deschidere și în mijloc și în bază avem la fel, multe fructe, vetiver, mosc, santal, vanilie, da, o combinație de toate notele din lume și rezultatul este acest Cool Water, care este un parfum proaspăt, apos, fructat, dulceag, nimic prea mult, nimic prea puțin, este un parfum așa de toată ziua, poți să faci baie în el că nu te leșină, este un parfum ok, anul acesta nu pot să zic că mi se mai pare atât de minunat. Dar miroase bine, ce să zic. V-am zis că nu l-am purtat, dar o să-l port dacă o să simt nevoia să-l port, pentru că eu parfumurile cam așa le aleg. Mă duc la dulapul cu parfumuri și văd ce-mi face cu ochiul și ce simt nevoia să port, aia port. Și ultimul parfum despre care vorbim astăzi este acest minunat Soleil d'Or de la Rituals. Este minunat parfumul acesta, l-am înlocuit pe Ocean Infinite, deși acela este diferit și vreau să-l recumpăr la un moment dat, dar și acesta este unul frumos. Acesta este trecut pe Fragrantica ca fiind un parfum floral, lemnos, moscat, dar se simte apos, se simte proaspăt. Și are ca și note bergamot, pară, mandarină, avem în mijloc lotus și frezie și în bază avem mosc și cedru. Un parfum simplu, uitați-vă, deci au niște atomizoare parfumurile astea deosebite, v-am arătat și în clipul cu parfumuri sărate că Ocean Infinite este minunat, uitați-vă aici. Deci, este minunat. Cât de bine miroase, cât de proaspăt este, din nou, te duce la spa, pentru că așa sunt parfumurile de la Rituals. Armonie la sticluță, cum vă mai spuneam și în alte clipuri. Miroase foarte bine, este proaspăt, se simte foarte bine acest lotus care te duce cu gândul la apă. Este curat, proaspăt, fresh. Proaspăt și fresh, da? Ați înțeles voi. Este un minunat parfumul acesta și îmi place că, din nou, chiar dacă este un parfum așa proaspăt de vară, uite cum este și Davidoff Cool Water, are ceva special. Parfumurile de la Rituals au ceva diferit în ele, nu știu ce, dar sunt de fiecare dată, observ că au un iz diferit, un iz interesant, sunt ele acvatice sau florale sau marine, însă se simt și destul de feminine și te relaxează, sunt
au ceva deosebit în ele. Doamne, de bine miroase, mine să fac baie în el. Da. Cam acestea sunt parfumurile mele acvatice și haideți să vă arăt și favoritele, așa să facem, să tragem niște concluzii ale acestui clip. Păi avem așa, Aqua di Gioia, care nu mai este și nu o să-l recumpăr pentru că îl înlocuiesc cu Aqua di Gioia O-Fresh. Și nu o să-l recumpăr oricum pentru că vreau să mai descoper și alte parfumuri. Îmi place foarte mult Soleil d'Or de la Rituals, care îmi vine să fac baie în el. Este un parfum foarte frumos și este acvatic, dar are și acel ceva. La fel, v-am mai zis eu și despre parfumurile citrice. Îmi plac parfumurile citrice cu acel ceva. Îmi plac și parfumurile citrice mai simple, însă poate că nu întind mâna așa după ele ca după cele mai potrivite pentru mine cu acel ceva. Îmi place foarte mult L'Imperatrice pentru că este fructat, vesel, apos, dulce, dar nu prea dulce, chiar foarte potrivit pentru vară. Și avem și acest Bulgari Cristalin. Îmi place că este foarte curat, așa, foarte curățel și foarte plăcut și relaxant și el. Și mai avem aici Donna Karan New York Woman, care v-am zis îmi place foarte mult pentru că îmi aduce amintiri. Da, cam acestea sunt preferatele mele, sper că v-a plăcut acest clip, vă mulțumesc pentru vizionare, nu uitați să vă abonați dacă nu ați făcut-o încă, să apăsați pe clopoțel să fiți notificați atunci când postez ceva nou și puteți să împărtășiți și cu prietenii voștri pasionați de parfumuri sau iubitori de parfumuri dacă doriți să faceți asta. Noi ne vedem în curând cu un video nou. V-am pupat! Pa, pa!